regele Solomon, fiul lui David, conducătorul primului mare regat al lui Israel, cel care a edificat primul templu din Ierusalim. Biblia ne spune că Solomon nu era doar cel mai înțelept, ci și cel mai bogat dintre toți regii. Dar de unde provenea averea sa? Legendele povestesc despre minele sale fabuloase de aur și cupru. Dar unde se aflau acestea? Arheologii au căutat dovezi despre Solomon, dar nu au găsit nimic. Până acum, în afara Bibliei, nu s-au descoperit alte dovezi despre Solomon. În deșertul Iordaniei, puțuri miniere săpate în stâncă la 30 de metri adâncime scot azi la iveală rămășițele unor vechi turnătorii. Strat după strat găsim dovezi ale producției de metal la scară industrială. Să fie oare acestea minele regelui Solomon? Iar aici, osemintele minerilor săi? În sfârșit, noi descoperiri din epoca lui Solomon, orașe străvechi și dovezi ale primelor scrieri în ebraică, indicii ale lumii în care a trăit marele rege biblic. Solomon, în Biblie, înțeleptul conducător al unui măreț regat izraelit. Un nume marcant pe scena Orientului apropiat antic. Și toți regii țărilor căutau să vadă pe Solomon ca să asculte înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. Regatul creat de tatăl său, războinicul rege David, a atins noi culme ale puterii și prosperității sub domnia lui Solomon. Astfel, Solomon a întrecut pe toți regii pământului în bogăție și înțelepciune și fiecare dintre ei îi aducea vase de argint, de aur, veșminte, arme și aromate. Biblia ne mai amintește că Solomon nu a fost doar bogat, ci și un mare constructor. El a ridicat în Ierusalim celebrul templu al lui Solomon pentru a adăposti chivotul legământului, centrul spiritual al regatului izraelit recent unificat. Trei mii de ani mai târziu, Solomon este în continuare venerat de toate cele trei mari credințe monoteiste din Țara Sfântă. Poporul evreu îl iubește pe Solomon pentru că a construit primul templu. Creștinii îl consideră cel mai înțelept rege din Vechiul Testament. Și musulmanii îl venerează, adoptându-l în religia lor ca marele profet Soliman. Dar nu s-au găsit până acum dovezi arheologice solide legate de Solomon sau de marele său regat. Doar câteva urme ale palatelor templului sau vagi surse ale averii sale. Secolul în care a trăit, al X-lea înainte de Hristos, rămâne un mister. Un puzzle care, ani de zile, i-a intrigat pe mulți arheologi, generând dispute aprinse între oamenii de știință. Mulți cercetători s-au întrebat dacă Solomon chiar a fost un mare rege. Ei susțin că atât Solomon cât și tatăl său David nu au fost regi, ci doar căpetenile unor triburi de munte. Dar dacă ar fi fost mari regi, de unde au avut acea avere uriașă? Astăzi, pentru prima oară, o descoperire incitantă ar putea contribui la aflarea răspunsului. Minele antice cu puțuri îngropate adânc în nisipurile iordaniene.
și schelete omenești. Să fi fost mineri? Cine era stăpânul lor? Minele regelui Solomon nu au fost menționate niciodată în Biblie, dar peste secole aveau să devină un soi de legendă. Popularizate de un roman de aventuri din secolul al XIX-lea și numai puțin de trei filme produse la Hollywood. Sunt oare acestea adevăratele mine ale regelui Solomon? Să fi fost ele sursa averilor despre care ne relatează Biblia? Noile descoperiri ne remodelează imaginea despre antichitate, confirmând unele fapte relatate în paginile Bibliei și prezentând epoca lui Solomon dintr-o nouă perspectivă. Pornim în căutarea lui Solomon, nu în Israel, ci mult mai la est. Petra. Un centru comercial antic, vechi de 2000 de ani, din regiunea înaltă a Iordaniei. În munții care înconjoară Petra se află ruinele unui vechi regat, numit Edom. De peste 10 ani, arheologul Tom Levy cercetează evoluția acelui regat Edom. Potrivit Genezei, Edomiții, urmașii lui Esau, fratele lui Iacob, au întemeiat un regat înainte de anticul Israel. Rămășițele așezărilor edomiților stau mărturie pe vârfurile muntoase și platourile de deasupra orașului Petra. Tom vrea să descopere sursa averilor din spatele regatului Edom. Expediția l-a purtat din ținuturile înalte până la nisipurile arzătoare din valea riftului Mării Moarte. Aici, în acest ținut pustiu dintre străvechiul Israel și Edom, a descoperit indiciile pe care le căuta. Într-o zonă numită Wadi Feinan, o întreagă vale era acoperită cu o misterioasă piatră neagră. Aceasta era o zgură întărită, obținută din topirea metalelor la scară largă. În apropiere, mai multe puțuri săpate în stâncă, iar la mare adâncime, tuneluri întinzându-se pe sub dealuri. Și peste tot, o piatră de un albastru verzui uimitor, dovada de necontestat a cuprului în stare naturală. Zgura, minele, cuprul, totul se lega. Aceasta era o mină antică de cupru cu o topitorie, probabil sursa averilor din regatul Edom. Mulți cercetători au presupus că rutele comerciale au stimulat dezvoltarea regatului Edom. Dar eu aș zice că un factor cheie ar putea fi producția de metal și mineritul. Localnicii au botezat locul Kirbet en Ahaz. În arabă, Kirbet en Ahaz înseamnă ruinele de cupru. Dacă priviți în jurul nostru, toată zona e acoperită cu mormane de zgură neagră industrială. Tom face săpături aici de aproape 10 ani. El a arătat cum topitorii antici separau cuprul în stare pură de minereu, aruncând afară zgura, rezidul rezultat din acest proces. Straturile de zgură scot la iveală o uimitoare dovadă a activității de sute de ani de producție a cuprului. Sunt foarte încântat. Priviți, avem în fața noastră, strat după strat, dovezi ale producției de metal la scară industrială, ca paginile unei cărți care dezvăluie istoria producției de metal din acest loc. Tom crede că producția de metal a avut un rol cheie nu doar în dezvoltarea regatului Edom, ci și a Israelului antic. Pentru ritualuri sau mai mult prestigiu, arme și unelte, metalele au contribuit la transformarea societăților agrare în regate.
Oamenii din antichitate au descoperit că din această rocă albastru-verzuie se putea extrage o nouă substanță misterioasă. Încălzită, devenea moale și maleabilă. În amestec cu staniul, răcită și lustruită, căpăta o strălucire magică. Epoca de piatră se sfârșise. Acum începea epoca metalelor. Studentul lui Tom, Erez Ben Yosef, încearcă să afle cum au evoluat aceste tehnici primitive de producție a cuprului. E doar o simplă gaură în pământ. Avem aici minereul de cupru care trebuie spart, apoi trebuie separate fragmentele bogate în cupru. Veți vedea, nu e ușor. Prelucrătorii de metal din antichitate trebuiau să mărească temperatura focului alimentat cu cărbune la peste 1200 de grade Celsius, moment în care cuprul se separă de minereu. Pentru aceasta foloseau foalele. Avem nevoie de trei oameni care să sufle în continuu. După două ore de suflat constant, Erez și prietenii săi observă în sfârșit primele urme de zgură. Vedeți flacăra albastră? Acest lucru ne indică faptul că are loc procesul de topire. Luând creuzetul de pe foc, speră să observe pe fund mici picături de cupru. Foarte bine! Așa trebuia să arate. Uite încă una acolo. E foarte mică, dar e metal, de culoarea cuprului. Se depune foarte multă muncă pentru atât de puțin metal. Totuși, timp de mii de ani, așa au prelucrat oamenii cuprul. Metoda de producție atât de dificilă era poate motivul pentru care cuprul era adesea folosit pentru obiecte ritualice și ornamente. Însă aici, la Kirbet în Ahaz, Tom nu a descoperit dovezi ale producției de cupru la scară restrânsă. După ani întregi de săpături, echipa sa de la Universitatea din California, San Diego, a descoperit rămășițele unei activități masive, o turnătorie de cupru. Situl e atât de mare încât experții, pentru a-și face o idee despre dimensiunea sa, trimit camere video prinse de baloane cu heliu. Fotografiile aeriene dezvăluie clar structurile vechii turnătorii. O fortăreață, poarta, o clădire administrativă, un turn, un templu. Situl era enorm. Zidurile sale masive, clădirile și grămezile de zgură acopereau o suprafață de circa 10 hectare. Aici lucrau în jur de 1000 de oameni zi și noapte, alimentând furnalele unde era prelucrat cuprul. Erez Ben Yosef face săpături într-una din aceste topitorii. Pentru noi este foarte important să încercăm să reconstituim tehnologia pas cu pas. Acum Erez dezgroapă partea principală a cuptorului. Duzele, numite guri de vânt, pe unde aerul pătrundea din foale în cuptor. E o gură de vânt, una dintre gurile de vânt cel mai bine conservate de aici.
O gură de vânt a unor foale nu pare o descoperire importantă, dar pentru Erez e dovada inovațiilor tehnologice care au făcut posibilă prelucrarea metalului la scară largă. Vom încerca să o scoatem. Dacă putem, pe partea asta. Să nu o spargem. Așa, arată foarte bine. Se vede duza, dar e acoperită cu zgură. Acesta era cel mai fierbinte loc din furnal. Se pot vedea chiar și câteva granule de cupru în zgură, cupru în stare pură. Sub stratul de zgură observăm că duza a fost realizată din straturi de argilă arsă. Trebuia să reziste la temperaturi de 1200 de grade Celsius. Acest nou cuptor era acționat de niște foale pe suporți care introduceau în el un jet de aer constant. Acest uimitor cuptor a fost creat în mileniul al doilea înainte de Hristos, făcând producția de cupru mult mai eficientă. Muncitorii lucrau zi și noapte, cuprul putând fi astfel produs la scară industrială. Și așa a și fost. John Grayton, expert în mediu, analizează gradul de poluare din antichitate, care poate indica intensitatea activității de producție a cuprului. Folosesc acest instrument care măsoară concentrația metalelor din mediu pentru a observa și cartografia punctele cu poluare ridicată. Numai în această mică mostră pe care am prelevat-o, concentrația de cupru este de 7000 de părți per milion, aproape de 7000 de ori mai mare decât concentrația maximă acceptată în sol. În plus, ca și cum cupru nu ar fi suficient, aici observăm concentrații periculos de mari de plumb, zinc, arsenic. Și aici e vorba doar de această mică porțiune. Utilizând un fluorimetru cu raze X de ultimă generație, John Grayton a descoperit dovezi clare privind proporțiile vechii turnătorii de cuplu de la Kirbet în Ahaz. Cuprul nu mai era folosit doar la ornamente, ci devenise esențial pentru unelte, arme și construcții. Cererea pentru prețiosul metal a explodat. Transformând valea riftului Mării Moarte într-o putere industrială. Avem aici dovezi ale revoluției industriale timpurii, ceea ce eu consider a fi începuturile lumii moderne. Dar de unde aveau tonele de minereu de cupru necesare pentru a iniția această schimbare? Au fost descoperite peste 15 mine săpate în dealurile bogate în cupru din jurul situlului Kirbet în Ahaz. Codirectorul de proiect, arheologul iordalian Mohamed Najjar, explorează una dintre aceste mine. În timpul lucrărilor noastre aici, am descoperit că galeriile au 3000 de ani vechime. Multe mine au peste 30 de metri adâncime pentru a ajunge la zăcămintele de cupru din adâncuri. Chiar și cu echipament modern de alpinism, coborârea este periculoasă. Nu e deloc ușor să cobori sau să urci. Știm că probabil minerii din antichitate stăteau luni întregi în galeriile minelor. Dr. Najjar și Tom cred că minerii erau sclavi. Nu e genul de activitate pe care ai alege să o faci nici măcar contra unei sume de bani. Pentru mineritul la scară industrială trebuie să fie existat un fel de sistem de muncă forțată.
Închiși în tunelurile subterane claustrofobice, minerii săpau în carierele de cupru, alimentând turnătoriile din Kirbet Enahas. La suprafață așteptau caravanele de cămile pentru a transporta minereul de cupru spre turnătorie. Gata, băieți. Acum luăm minereul. Pentru a înțelege sistemul de prelucrare a minereului de cupru, Tom Levy reconstituie una dintre aceste caravane de cămile. Vrem să facem un experiment legat de extragerea minereului dintr-una din aceste mine. E una chiar aici, în spatele meu. Cu ajutorul cămilelor și al prietenilor noștri beduini, încercăm să reconstituim acest proces. Au descoperit că o singură cămilă poate transporta circa 120 de kilograme de minereu. Dar, în general, minereul e format din 10% cupru și 90% piatră inutilă. Pentru fiecare 12 kg de cupru pur, era nevoie de cel puțin un transport de minereu per cămilă. Asta înseamnă că, acum 3000 de ani, aceste caravane de cămile străbăteau probabil în fiecare zi aceste văi deșertice aride. Toate se îndreptau spre cea mai mare turnătorie de cupru din Valea Riftului Mării Moarte, Kirbet Enahas. Dimensiunea movilelor de zgură indică faptul că, de-a lungul timpului, aici s-au produs 5.000 de tone de metal, suficient pentru a aproviziona cu cupru întreaga regiune. Analiza cu izotopi a obiectelor de cupru din mai multe situri ale Israelului antic a confirmat că acestea proveneau din regiunea Wadi Feinan. Studiile metalografice ale obiectelor din cupru descoperite în Israel, datând din secolul al XI-lea, sfârșitul secolului al XII-lea și secolul al XI-lea înainte de Hristos, au confirmat că acestea proveneau din Feinan. Poate că acest cupru a ajuns și în Ierusalim, unde Solomon și-a construit templul. Biblia ne relatează că pentru templu era nevoie de metale prețioase, inclusiv de tone de cupru. Și cea mai apropiată sursă de cupru de Ierusalim se află cam la 3 zile de aici, în Feinan. Atunci a fost cuvântul Domnului către Solomon și a zis: iată, tu-mi zidești casă. Dacă vei păzi toate poruncile mele, voi locui în mijlocul fiilor lui Israel și nu voi părăsi pe poporul meu Israel. Și a zidit Solomon templul. În încăperile exterioare a amplasat sculpturi elaborate și stâlpi masivi și, potrivit Bibliei, toate erau confecționate din cupru strălucitor. Iar despărțitura din fundul templului, el a pregătit-o ca să pună acolo chivotul cu legea Domnului și a îmbrăcat-o cu aur curat. Dacă templul și palatele lui Solomon chiar au fost construite, pentru aceasta ar fi fost nevoie de foarte mult cupru. Așadar, cine controla industria timpurie a cuprului din Valea Riftului Mării Moarte? Un singur lucru e sigur: trebuie să fi fost o societate avansată. Producția cuprului implică multe activități diferite: minerit, topit, distribuire, iar toate acestea trebuie administrate. Lucruri pe care numai o societate complexă le poate face.
trebuie să fi fost controlate printr-un sistem complex, cum ar fi un regat antic. Întrebarea e, ce regat? Kirbet el-Nahas era un ținut pustiu situat între trei regate antice. Toate ar fi putut fi implicate în producția de cupru. La vest se afla Israelul antic, la est Edom. Puțin mai departe, la sud-vest, marea putere din zonă, Egiptul. În timp ce stăteam acolo, colegul meu, doctor Najjar, îmi făcea agitat semn cu mâna, strigând că a găsit ceva. E un scarabeu egiptean. Scarabeul sugerează că, la un moment dat, Egiptul a fost un pion important aici. Acest lucru și alte dovezi, precum un mormânt egiptean aflat în apropiere, confirmă clar că în secolele de dinaintea lui Solomon, egiptenii controlau industria cuprului din Valea Riftului Mării Moarte. Fără îndoială, egiptenii conduceau minele de aici. Ei au deținut aici controlul în secolul al XIII-lea. Apoi, în secolul al XII-lea, înainte de Hristos, evenimente inexplicabile au zguduit Orientul apropiat antic. Toate marile civilizații s-au prăbușit. În jurul anului 1200 înainte de Hristos, întreaga structură politică din epoca bronzului s-a năruit. Mai întâi au decăzut hitiții la nord, apoi micenienii la vest și, în final, Imperiul Egiptean, lăsând în urma sa un mare gol. În acest vid politic s-au dezvoltat noi puteri. Avem practic un gol istoric. Această prăbușire a antrenat toate marile imperii și a deschis calea către ceva nou. În regiunea Kirbet el-Nahas, elementul nou a fost dezvoltarea regatelor antice Israel și Edom. Tom crede că acestea sunt singurele două candidate pentru controlarea minelor de cupru. Regatul Edom din apropiere ar fi mai plauzibil. O nouă descoperire din apropierea turnătoriei poate confirma acum acest lucru. Un vechi cimitir. Acestea erau morminte circulare, având în mijloc o cameră funerară, ca o cutie din piatră, acoperită cu o lespede din piatră. Sperăm ca până la sfârșitul zilei să putem ridica aceste lespezi de deasupra. Iată momentul adevărului. Aici s-au depus sedimente aduse de vânt. Acest mormânt arată ca și cum ar fi umplut cu sedimente. Se pare că îi așteaptă o dezamăgire. Nu sunt primii care deschid acest mormânt. Aparent, mormântul a fost jefuit încă din antichitate. Am sperat că vom ridica aceste pietre și sub ele vom găsi un minunat mormânt neexplorat, dar trebuie să așteptăm. Arheologia înseamnă și răbdare. Bine, aceasta e a cincea. Dar în scurt timp vine și o veste bună. Zăresc primul os. Am găsit un craniu. Sunt multe piese lipsă. E posibil să fie un schelet articulat întins aici. E foarte interesant. Echipa lui Tom inițiază procedura de extragere a scheletului din nisipul în care a stat îngropat timp de 3000 de ani. Până la urmă, este dezgropat întregul schelet. E un schelet complet articulat, în poziție ghemuită, aproape cum e cea fetală. Să fi avut oare acest om o legătură cu minele? Dacă da, dinții și oasele ar trebui să conțină cupru și plumb, dovezi ale topirii cuprului. Mostrele sunt zdrobite și dizolvate, apoi analizate într-un spectrometru de masă, pentru a le releva compoziția chimică. Rezultatele sunt comparate cu scheletele datând dinainte de apariția cuprului.
Rămășițele din cimitiri indică un conținut de cupru și plumb de 4 ori mai mare decât cel al rămășițelor preistorice. Se poate să fi identificat persoane care au fost implicate efectiv în activitatea de topire. Chiar dacă acest bărbat a lucrat probabil în mina de cupru, în mormânt nu s-a găsit nimic care să-i indice originile etnice. Dar artefactele din cimitir și ceramica găsită în apropiere dezvăluie răspunsul. Oamenii îngropați aici proveneau din această regiune. Este vorba de ceramică și alte obiecte descoperite aici. Acestea provin din Edom. Descoperirea faptului că muncitorii din Kirbet en Nahas erau din Edom pare să confirme ipotezele privind datarea complexului minier. Am presupus, urmând consensul științific, că ar data din secolul 7 înainte de Hristos. Datarea în secolul 7 înainte de Hristos a fost esențială pentru ca Tom să-și poată face o primă impresie despre evenimentele de aici. El știa că Egiptul s-a prăbușit în secolul 12 înainte de Hristos, alături de celelalte mari imperii din regiune. Pe baza succesiunii regilor menționați în Biblie, Israelul lui Solomon a înflorit în secolul 10 înainte de Hristos. Dezvoltarea regatului Edom a fost datată în mod tradițional în secolul 7 înainte de Hristos. Astfel, având dovezi din Kirbet în Ahaz, care indicau Edomul, logic ar fi fost ca și topitoria să dateze tot din secolul 7 înainte de Hristos. Pentru a confirma datarea, Tom i-a cerut ajutorul lui Tom Haim de la Universitatea din Oxford, expert în datarea cu radiocarbon. La poartă și în mobila de zgură, experții caută probe de material organic care pot fi datate. Nuiele, bucăți de cărbune, semințe de curmale aruncate de mineri. Pentru a obține date exacte, avem nevoie de o secvență de probe. Tu propui să prelevăm probe din toate straturile de sedimente. Secvența de probe contribuie la crearea unei cronologii. Toate datele trebuie să fie consecvente, altfel întreaga secvență e îndoielnică. Tom Haim duce probele la laboratorul din Oxford. Datarea cu radiocarbon, combinată cu analizele statistice moderne, va contribui la stabilirea perioadei din care provin cu o acuratețe de plus sau minus 30 de ani. Rezultatul e de-a dreptul surprinzător. Puteți vedea pe ecran rezultatele preliminare. Se poate observa imediat că probele se încadrează între secolele 10 și 11. Aceasta înseamnă că minele nu au fost exploatate în secolul 7 înainte de Hristos, ci cu 3 sau 4 secole mai devreme. Acum putem afirma cu certitudine că acest sit a fost exploatat în secolele 10 și 11 înainte de Hristos. Nu mai există nicio îndoială. Rezultatele i-au luat pe experți prin surprindere. Conform periodizării arheologice general acceptate, în secolele 11 sau 10 înainte de Hristos nu a existat niciun regat Edom care să fi putut exploata aceste mine. Să fie acestea dovezi ale unui regat Edom timpuriu? Dacă da, campaniile lui David împotriva Edomului, amintite în Biblie, ar putea deveni plauzibile. Biblia ne spune că David a cucerit Edomul și și-a consolidat puterea în zonă, de exemplu, în cetatea Kirbet en Nahas. Și-a pus în Edom oaste de pază și s-au făcut edomiții robii lui David. Cetatea descoperită la Kirbet en Nahas seamănă cu alte cetăți identificate în Israelul antic. Să fi fost oare cuprul motivul pentru care David a invadat Edomul? Dacă da, fiul său Solomon ar fi moștenit aceste mine.
Dar regatul lui David și Solomon era oare suficient de avansat pentru a controla industria cuprului din Valea Riftului Mării Moarte? Din relatările biblice, regatul lui Solomon părea unul imens și foarte puternic, care ar fi putut controla fără probleme Valea Riftului Mării Moarte. El domnea peste toți regii de la râul Eufrat până la țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Totuși, în ultimii 20 de ani, arheologii au început să aibă îndoieli privind acest regat. Zeci de ani au căutat dovezi ale marelui imperiu al lui David și Solomon din secolul 10 înainte de Hristos și nu au găsit aproape nimic. Există câteva indicii. O inscripție cioplită din secolul al IX-lea înainte de Hristos menționează victoria unui rege din Aram asupra casei lui David. O mărturie relevantă privind existența lui David, dar nu neapărat și a unui mare regat. Ruinele din Ierusalim, care se presupune că aparțin cetății lui David, nu au fost încă datate în mod concludent. Unii arheologi sunt de părere că acestea provin dintr-o perioadă ulterioară. Aceleași îndoieli planează și asupra regatului lui Solomon descris în Biblie. Unii se întreabă dacă David și Solomon chiar au existat. Pur și simplu, nu există dovezi că au fost regi măreți capabili să exploateze o industrie a cuprului precum cea de la Kirbet en Ahaz. Unii cred că aceștia au fost doar căpetenii de trib. Dacă e adevărat, cum a ajuns Biblia să-l descrie pe Solomon drept conducătorul unui mare regat? Poate pentru că poveștile despre Solomon au fost transmise pe cale orală din generație în generație. Cu timpul au fost denaturate. Regele Solomon, în afară de fata lui Faraon, a iubit și alte multe femei străine. Și a avut el 700 de femei și 300 de concubine. Textele tradiționale din Biblie referitoare la Solomon exagerează fără îndoială. Într-o mare măsură, proporțiile regatului, prosperitatea, comorile de aur din Ierusalim, etc. Faptul că Solomon a avut 1000 de soții, gândiți-vă că în acea vreme în Ierusalim trăiau cam 1000 de oameni, deci ar fi fost cam greu să ai 1000 de soții. Așadar, David și Solomon, mari regi sau căpetenii de trib? De 40 de ani există această controversă. În sfârșit, noile descoperiri uimitoare realizate la un alt sit ar putea elucida misterul. Kirbet Kiafa, la granița Israelului antic cu ținutul filistinilor, aflat exact în locul în care Biblia spune că tânărul rege David l-a ucis pe uriașul filistin Goliat. Aici, arheologul Yossi Garfinkel a făcut săpături într-o veche așezare fortificată. Zidurile sale masive stau mărturie a unei forțe de lucru extrem de organizate. Aici avem zidul cetății Kirbet Kiafa. Am estimat că a fost nevoie cam de 200.000 de tone de piatră pentru a construi acest zid fortificat. Aceasta nu e o așezare tribală. Aceste fortificații masive par să indice o structură politică mult mai dezvoltată decât cea a unui simplu trib montan. Alte indicii interesante includ mânerele unor urcioare din ceramică cu urme de amprente, folosite în general ca sigilii de stat oficiale. Iată o amprentă foarte frumoasă. Este amprenta aplicată de olar cu degetul mare înainte de a arde urciorul în cuptor. Erau marcate, indicând faptul că nu constituiau proprietate privată, ci aparțineau regatului. Celelalte dovezi sugerează că era vorba de un oraș izraelit timpuriu. Pe lângă oasele de animale găsite în gropile de gunoi ale așezării, Yossi și echipa sa au remarcat o intrigantă absență.
Acestea sunt oase de animale. Aici sunt dinții, o parte dintr-o mandibulă. A fost o oaie sau o capră? Am descoperit în Sid doar oi, capre și vite, dar nu și oase de porc. Așezările filistine sunt pline de oase de porc. Ar putea fi oare acesta un indiciu că în Cheiafa începuse deja să se aplice interdicția porcului specifică religiei iudaice? Iosif și echipa sa au rămas uimiți la aflarea perioadei din care proveneau rămășițele organice. Datarea cu radiocarbon indică faptul că provin de la sfârșitul secolului al XI-lea, începutul secolului al X-lea, înainte de Hristos. Sunt chiar din epoca regelui David. Dacă Cheiafa a fost un oraș izraelit, atunci e cel mai vechi descoperit până acum. O altă descoperire mult mai impresionantă indică tot un sit izraelit. Aceasta a fost făcută de un tânăr care a lucrat aici în vacanța de vară. Când am găsit-o, am crezut că e doar o bucată de ceramică. Împreună cu prietenul meu, Sanio, am dezgropat multe cioburi de ceramică. Dar printre acestea am găsit și unul cu un text scris, un ostracon. Ostraconul este un ciob de ceramică purtând un înscris. Avea o formă geometrică frumoasă. Era ciudat deoarece, de obicei, cioburile de ceramică descoperite sunt mult mai mici și neregulate. Abia după amiază, după ce l-am spălat în apă, am observat că ciobul purta o inscripție. Întrebarea este, ce limbă e aceasta? Ostraconul este decolorat și aproape ilizibil. Înainte de a-l descifra, Iosi va trebui să-l poată citi clar. În acest scop, îl trimite lui Greg Birman, din Santa Barbara, California, care folosește o tehnologie unică de imagistică. Motivul pentru care nu putem vedea în scrisurile de pe ceramică sau papirusuri de orice fel e decolorarea substratului în timp. E întunecat. Încerci să distingi un text întunecat pe fundal întunecat. E ceva ce ochiul uman poate percepe foarte greu. E ca și cum ai căuta o pisică neagră în toiul nopții. Fotospectroscopul face câteva sute de poze cu ostraconul la diferite lungimi de undă pentru a descoperi cel mai pronunțat contrast între textul scris și fundal. Iată o fotografie realizată la 365 de nanometri. Imaginea e goală, s-ar putea chiar să nu fie niciun înscris. Această lungime de undă indică faptul că ceramica și cerneala reflectă aceeași cantitate de lumină și nu se poate vedea nimic. Selectând alte lungimi de undă, ajungem la albastru. La aproximativ 500 de nanometri, deja observăm că textul devine vizibil. Combinând și prelucrând fotografiile făcute la diferite lungimi de undă, Greg ajunge în sfârșit la o imagine clară a textului. O reproducere a ostraconului este trimisă lui Bill Niedewind de la UCLA. Este cel mai important text alfabetic antic pe care l-am descoperit până acum. De obicei, la textele care provin din această epocă, avem 3, 4 sau 5 litere. Textul acesta conține 5 rânduri. Literele sunt cananite și reprezintă prima scriere alfabetică, precursoarea multor alfabete, inclusiv cel ebraic și cel latin. Descifrarea textului rămâne totuși o provocare. Experții în scriere antică din Ierusalim, care colaborează cu Iosi, sunt de părere că textul e scris haotic, uneori răsturnat, alteori drept, alteori pe laterale. Litera A, Aleph, care e și prima literă a alfabetului nostru, apare aici de 3 ori. O dată aici drept, a doua oară răsturnat, care e cel original, apoi pe laterală. Traduindu-se să pună cap la cap literele care formează cuvintele, experții devin foarte entuziasmați. Este fără îndoială un cuvânt ebraic. Atlas, nu ai voie. Sunt descifrate și alte cuvinte ebraice. Eved, omagiu. Shafat, judecător. Nakam, răzbunare.
și Melec, rege. Scrierea este cananită, dar cuvintele sunt ebraice. Nu e încă un alfabet ebraic, ci un precursor al viitorului alfabet ebraic. Astfel, ostraconul găsit capătă valoare istorică, fiind o importantă mărturie a nașterii alfabetului ebraic în curs de sistematizare. Nu pot să spun decât că în momentul de față am în mână cel mai vechi text ebraic găsit până acum. Dar toată lumea vrea să afle ce spune acest text. E o întrebare grea. E o inscripție dificilă, e scrisă în ebraică, fără vocale. Imaginați-vă un text fără vocale păstrat nu tocmai bine. Un cuvânt poate fi citit în mai multe feluri. Poate fi un substantiv, poate fi un verb. E mult mai dificil decât s-ar putea crede. Hagai Misgav e precaut. Privit cu atenție, se poate observa că e un text. Nu o listă de nume. Avem niște propoziții. Pot fi propoziții cu valoare juridică sau morală. Asta e tot. Chiar dacă sensul exact al textului de pe ostraconul de la Chiafa poate nu va fi descifrat, importanța sa e incontestabilă. Textul arată că în epoca lui Solomon, în cetățile fortificate, textele erau copiate într-o versiune anterioară viitorului alfabet ebraic. Descoperirile de la Chiafa sugerează un posibil răspuns la îndelunga controversă legată de Solomon. Ca și alfabetul ebraic, regatul izraelit al lui Solomon se afla în primele stadii de formare. Un mic regat care încerca să se extindă. Acest lucru ar confirma una dintre puținele informații certe despre Israelul secolului 10 înainte de Hristos. Biblia amintește că, la 5 ani după moartea lui Solomon, o armată egipteană a invadat regatul, iar acesta s-a prăbușit. În anul al 5-lea al domniei lui Roboam, Șișac, regele Egiptului, a plecat cu război împotriva Ierusalimului, cu 1200 de care de război și cu 60.000 de călăreți, iar poporul care venise cu el din Egipt era foarte numeros. Mulți experți susțin că relatările biblice ale invaziei lui Șișac în Israel sunt susținute de un bazorelief imens din orașul egiptean antic Teba. Imaginile cu prizonierii legați și zidurile cetății înfățișează locurile pe care Șișac le-a jefuit. Observăm că acest atac a vizat traversarea regiunii centrale a țării, chiar la nord de Ierusalim. A fost primul faraon care a făcut asta. Ceilalți traversau de-a lungul coastei. Înseamnă că scopul său era să ajungă la Ierusalim. E posibil ca regatul lui Solomon să fie amenințat interesele Egiptului în acea regiune. Dacă a fost așa, înseamnă că atacul lui Șișac este ultima dovadă convingătoare a puterii tot mai mari pe care o avea regatul lui Solomon. Dacă vechiul Israel nu ar fi fost decât un ținut de triburi, de ce s-ar mai fi preocupat Șișac să-l invadeze? Poate a fost o campanie de invazie a Orientului apropiat antic pentru a supune regatele incomode în curs de dezvoltare. Kirbet en Nahas ar putea conține dovezi că una dintre țintele lui Șișac era producția de cupru din Valea Riftului Mării Moarte. Analizând o secțiune transversală a unei grămezi de zgură, Tom Levy observă straturi de zgură depuse regulat, an după an. Pe urmă, există însă o pauză. Aici avem dovada întreruperii activității de producere a metalului la sfârșitul secolului al X-lea înainte de Hristos. Straturile subțiri sugerează oprirea activității din topitorii. Livy este de părere că aceasta corespunde perioadei invaziei lui Șișac. Controversele cercetătorilor asupra campaniei de cucerire a lui Șișac admit că există totuși un aspect comun.
La acea vreme era vital să controlezi valoroasa sursă de cupru. Cine ar fi controlat sau ar fi avut monopol asupra sa, acela stăpânea regiunea. Așadar, au fost oare acestea minele regelui Solon? Sper ca săpăturile noastre de la Kirbet în Nahas să scoată la iveală inscripții care să ne dezvăluie mai multe despre personajele biblice din Edom sau din Israelul antic, precum regele David sau regele Solomon. Dar e doar o speranță. Poate că, pe măsură ce diferitele regate s-au succedat, și controlul asupra minelor s-a transmis de la unul la altul. Indiferent cine controla minele, știm că rezervele de cupru de la Wadi Feinan au circulat în întreaga regiune, ajungând probabil și la Ierusalim. Dacă într-o zi vom găsi obiectele din cupru de la templul din Ierusalim, se va dovedi că acestea provin de aici. Un lucru e sigur. Descoperirile de la Kirbet în Nahas și Cheiafa ne-au schimbat percepția asupra misteriosului secol 10 înainte de Hristos, epoca lui Solomon. A fost o perioadă cu cetăți fortificate și scribi, cu regate în expansiune care puteau controla industria înfloritoare a producției de cupru. În sfârșit, Israelul regelui Solomon și misteriosul regat Edom ies din umbra istoriei, iar alături de ele o epocă a metalelor îngropate în timpuri străvechi care a adus transformări masive societății antice.